Tânărul de 19 ani din Smârdan a solicitat ajutorul unui echipaj medical sâmbătă noaptea după ce a fost înjunghiat chiar de un consătan la finalul petrecerii din discotecă. Am fost solicitați să intervenim în comuna Smârdan, unde la discotecă a avut loc o altercație. Am preluat o victimă, un bărbat de 19 ani, cu tot felul de plăgi înjunghiate, una mai importantă și anume la nivel abdominal, în flancul drept, și o plagă înjunghiată la nivelul coapsei stângi. După ce s-au acordat primele îngrijiri, a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei pentru diagnostic și investigații de specialitate. Din relatările pe care le avem, nu au fost leziuni amenințătoare de viață. Până în acest moment, nu se cunosc cauzele care au dus la producerea evenimentului. Polițiștii nu au deschis încă o anchetă, deoarece victima nu a dorit să depună plângere împotriva agresorului.